Salutare, asculți podcastul Românul.eu de astăzi, marți 2 iunie 2020. Sunt Felix Damian și acestea sunt principalele știri ale acestei zile. Români repatriați din Turcia și Marea Britanie. Numărul șomerilor din Spania a ajuns la 3.850.000. Partidul USR vrea extinderea votului prin corespondență și la alegerile locale. Dacia trimite din nou în șomaj tehnic câteva sute de angajați. Și s-a redeschis cea mai mare bibliotecă românească online. 70 de cetățeni români care se aflau în Turcia și 190 în Marea Britanie au ajuns în România cu zboruri speciale organizate de Ministerul Afacerilor Externe. Printre cetățenii repatriați din Marea Britanie și Irlanda de Nord sunt persoane fără adăpost, personal navigant și cazuri medicale care au beneficiat de sprijinul autorităților britanice în vederea repatrierii. Transportul a fost asigurat de Tarom, care a efectuat două curse aeriene speciale între București, Istanbul și Londra. Cu această ocazie au fost transportați și 124 de cetățeni străini către Regatul Unit al Marii Britanii și au fost returnați 58 de cetățeni turci la Istanbul. Șomajul a crescut în luna mai în Spania cu peste 26.000 de persoane, numărul total fiind acum de 3.850.000. Sunt cele mai rele date înregistrate în luna mai de-a lungul timpului. Totuși, în cursul lunii trecute, creșterea a fost moderată față de lunile martie și aprilie, cele mai dure din perioada pandemiei de COVID-19. Potrivit Ministerului Muncii de la Madrid, datele sunt asemănătoare cu cele din mai 2016 și nu cuprind salariații aflați în șomaj tehnic. Cei mai afectați sunt tinerii cu vârsta sub 25 de ani și femeile, iar domeniile unde se înregistrează cele mai mari creșteri ale șomajului sunt serviciile și agricultura. În schimb, construcțiile și industria înregistrează o ușoară creștere a cererii de forță de muncă. Dacia a retrimis în șomaj tehnic câteva sute de angajați din cauza vânzărilor scăzute de autoturisme. Acestea au diminuat comenzile pentru fabrică, după cum scrie Profit.ro. Compania se confruntă cu o cerere scăzută atât pe piața internă, dar mai ales pe piața externă. Uzina Dacia are aproximativ 14.000 de angajați. Renault a publicat săptămâna trecută planul de reducere a costurilor care prevede și suspendarea proiectelor de investiții din Maroc și România. Dacia avea un proiect de 100 de milioane de euro pentru producerea a peste 400.000 de mașini pe an. Uniunea Salvați România cere vot prin corespondență la alegerile locale. Deputatul Stanciu Viziteu a făcut apel la celelalte formațiuni politice pentru susținerea proiectului. El a precizat că un nou val de pandemie ar putea să-i facă pe români să se teamă să vină la vot. Propunerea este ca votul prin corespondență să fie opțional, alegătorii având posibilitatea să îl ceară doar dacă nu vor să meargă la secțiile de votare. Votul prin corespondență se folosește în prezent pentru românii din diaspora, care își pot exprima astfel opțiunea la prezidențiale și parlamentare. Alegerile locale din România ar putea avea loc la finalul lunii septembrie. Cea mai mare bibliotecă românească online este accesibilă din nou. Lecțiile multimedia interactive sunt dezvoltate pentru învățământul primar, gimnazial și liceal românesc și sunt proiectate pentru a susține procesul didactic desfășurat atât online cât și offline. Biblioteca este un instrument ideal acum pentru activități de învățare, mai ales în situația de izolare determinată de COVID-19. Toate aceste conținuturi digitale au fost dezvoltate între anii 2009-2011 în proiecte gestionate de Ministerul Educației Naționale, iar utilizarea lor este permisă liber și nerestrictiv. Biblioteca digitală poate fi accesată la eduonline.roedu.net. Acestea au fost principalele noutăți de astăzi. Dacă vrei să fii la curent cu ultimele știri, caută Românul Podcast pe Spotify sau pe Apple Podcasts și abonează-te la știrile noastre zilnice sau urmărește-ne pe Românul.eu.